aproape 4 km. Iar prietenul său biciclist parcurge într-o oră 10 km. Așa. La ce distanță se află unul de celălalt după 5 ore dacă pornesc în același timp, din același loc, mergând în aceeași direcție? Bă, ai citit foarte frumos. Aproape că parcă m-am prins de problemă. Păi aflat cât a parcurs Ionuț după 5 ore? Acum trebuie să vă uitați doar la prima operație și la a doua. Atâta. Atâta rămâne? Da. Păi mă uit la este a doua și mă uit, rămân tot timpul. Dar ce-ți fac pe el? Da, 20 cu 50? Află un... De ce... Nu. La ce distanță se află unul de celălalt? După 5 ore, dacă pornesc în același timp, din același loc, mergând în aceeași direcție? Am înțeles, 50 cu 20, 70. Nu. Dar cum, de ce? Trebuie să faceți minut. Adică ce fac? Spune, la ce distanță se află unul de celălalt după 5 ore, dacă pornesc din același loc? Bun, am înțeles. Din acele... Da, pe moment mi-a venit cele două numere să le adun, ca să văd câte au. Da, dar îi spune... La ce distanță? La ce distanță? A, unul de altul. Și de ce tu scazi din toată distanța lui? Adică aici e Ionuț și aici e Andrei. Da, da. Și distanța mai mare a lui, a lui Andrei. Andrei. Și a lui Ionuț e mai mică. Și acum, ca să vezi la cât ce distanță, tu îi gândești așa, undeva... Atâta a parcurs Ionuț, iar Andrei a parcurs atâta. Bun. Și acum pe noi ne interesează diferența, la ce distanță s-a aflat unul de altul. Am înțeles, de ce trebuie să facem ce operație? Minus. Operație de scădere. Deci din 50, o să scădem pe 20 și egal cu? 50 minus 20 egal cu? 50 minus 20 egal cu 30. 30 km. Deci la întrebarea, la ce distanță se află unul de altul, răspuns corect, la ce distanță se află unul de altul, la 30 de kilometri. Deci distanța la care se află unul de altul este de 30 de kilometri. Răspunsul este corect, așa cum ai gândit. Acum, dacă mai ai tu vreo problemă? Nu. Nu mai ai nicio problemă. Hai să facem împreună o problemă. Deci, Ana, da. Ioana și cu Dana merg la cules mere. Și Ana culege. Deci Ana culege cu 3 coșuri mai mult coșuri de mere, adică în coșuri de acolo, cum le-au, în lădițe. Hai, un loc de coșuri să spunem lădițe, cu 3 lădițe. Lădițe, da? Lădițe. De. Deci Ana cu 3 lădițe mai mult decât... Da? Decât... Cele două împreună. Cele două împreună. Nu, stai să formulez eu așa, mai interesant. Deci Ana cu 3 mai mult decât Dana. Da? Decât Dana. Dana cu 5 lădițe mai mult decât Ioana. Decât Ioana. Ioana. Împreună, adică se spune Ana plus Dana plus Ioana au cules Dana plus Dana
Anna, Dana și Ioana au cules împreună, au cules împreună, se vede, înscriu și noi, împreună, 41 lădițe. Câte lădițe? 41. Da, lădițe. 41 lădițe. Câte lădițe a cules fiecare? Câte lădițe a cules fiecare? Deci știm împreună. Da. Împreună. Facem segmente. Așa, măi, să vedem. Cine crezi tu că a cules cel mai puțin? Ioana. Da, tu trebuie să mai mult decât Ioana. Ioana, foarte bine. Pe Ioana o să reprezentăm cu segment. Asta este Ioana. Da, Ioana, că tu o vezi cea mai leneșă. Ioana. Și acum facem un segment. Pentru cine? Pentru Dana. Pentru Dana. Pentru Dana facem cât Ioana, da? Și mai punem punctat în plus un segment micuț de câte, de câte lădițe? De 5, nu? Da. 5 lădițe. Deci 5 lădițe în plus. Dar ne punem una, una sub altul, așa cum a făcut eu, te rog. Da? Așa trebuie să pui. Ca să se vadă foarte bine Ioana, Dana cu 5 mai mult decât. A? Deci, cu 5 mai mult decât Dana. Deci le așezăm una sub alta, așa ca să se vadă. Ioana e cea mai leneșă, culege atât, nu știm cât. Dana culege cu 5 mai mult, e mai hărnicuță. Da, cu 5 mai mult, uite cum am făcut, cu 5 mai mult. Iar dedesubt, o facem pe cine o să facem? Pe Ana. Ana, care culege cât Dana și ceva mai mult. Deci cât Dana și încă 3 lădițe. Încă 3 lădițe. Iată ce poveste frumoasă. În total, în total, numărul lădițelor culese de cele 3 fetițe este 41. În total avem 41 lădițe. Acum să te văd eu. Da? Pe mine? Da, pe cine vezi? Să văd eu cum raționez aici. Deci Ioana atât, Dana atât, cât Ioana și încă 5. Da, și încă 5. Te-a pus de lucru? Dar nu, te rog frumos să mă ajuți și pe mine, că eu vreau neapărat, neapărat să mă ajuți, că aici eu sunt în cea mai grea situație. Ai vrut să... Deci problema asta pe care am făcut-o... Nu, am să rezolv eu vă spun... Dar nu, 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 eu vă spun prima idee, după da, ce termin. Bine, nu, nu, nu. Dar vreau să facem planul de lucru, mai așa am povestit. Hai, hai, te rog, facem întâi planul de lucru. Că râd de mine copiii acum. Păi da, mă, stau la tabla aici și nu știu nimic și zic, ce caută profesorul ăla acolo? Da, zi. Facem 5 plus 3. De ce 5 plus 3? De ce aduc eu 5 plus 3? Ca să văd datoria. Oare chiar așa este? Da. Să fim atenți. Să fim mai atenți. Că e foarte important să ce... Să vedem. Privind, nu degeaba l-a făcut segmentele astea. Da. Îl împărțim cu 4 și 1 în 3. Păi îl putem împărți în 3 în mod egal? Nu e egal. Nici nu se poate împărți. De-aia spun eu că... Trebuie să scădem, trebuie să adunăm 5 plus 3 undeva de 8 și face 4 în 1. Cui, cui se adună 8? Cine are 8 în plus față de cine? Dana și Ioana. Adică adunăm 5
datoria, adică 5 și 3. 5 în plus, adun tot, ar să facem, să le ducem pe toate la nivelul lui Ioana. Ioana e cea mai puțină. Da? Hai să vedem cum facem să le ducem pe toate la nivelul lui Ioana. Atenție! O să vedem la nivelul lui Ioana, așa trebuie să fie. Uite, atâta este Ioana. Și acum viu în jos și spun, Ioana, atât la Dana este asta și aici este iarăși la nivelul ăsta la Ana și am făcut-o până aici și Ioana. Ia să vedem, Dana cu cât are mai mult față de Ioana? Nu, am găsit 40. Nu, nu auzi, ajută-mă așa că ea lui eu sunt în dificultate. Spune-mi. Trebuie să fie în mod egal. Nu. Yes! 11, 12 și 11. Dar nu a spus așa, trebuie să respectăm problema. E cu 5 mai mult. Nu așa niște numere care se facă 41. Uite-te foarte atent. Dana cu 5 în plus. Hai să le păstrăm 5, să le punctăm așa, cu roșu. 5 în plus, 5. Față de Ioana. Cât are Ana mai mult față de Ioana? Cu șase. Cu? Cu față de Ioana? Cu cât are mai mult? Cu? Față de Ioana? Față de Ioana? Aici e totul. Că mai e segment de 6. Deci este la Ioana, la Ioana, la Ana, se află în comparație cu Ioana, se află și segmentul ăsta. Nu? Și ăsta cu roșu. Adică s-a avut și 5-ul ăsta. Și pe urmă mai vine 3-ul. Și pe urmă mai vine încă 3. Păi 13. Aia așa, da? Deci asta e povestea. Deci ca să le facem egale, am scăzut-o cu cât are Dana mai mult. Am scăzut-o și pe de la Ana în comparație cu Ioana, care e cea mai mică, ca să le facem egale. De aceea, am scăzut din cât am zis? Din 41 pe cât? Pe 5 cu 5 cu 3. Deci, trebuia să vedem așa. Este foarte tare problema. Deci aici vedem 8, cu 8 lădițe în plus. Și atunci, numărul lădițelor culese în plus de cine? De Dana? Vreau să vă spun că care e nu răspunsul, cum judecăm. Urmărește, că aici e esența problemei. Uite, vreau să te conving că acei copii care nu analizează așa cum fac eu acum, riscă să greșească. Așa cum ai făcut tu. Cum ai făcut tu mai devreme, ai spus 11, 12, 13, da? Ei, esențialul aici că le-am dus pe toate, în comparație cu cea care a cules cel mai puțin, cu Ioana. De aceea Dana are 5 în plus față de Ioana, iar Ana are cu cât mai mult față de Ioana. Cu 8. Foarte important. Și atunci scădem surplusul. Adică scădem surplusul. 13. Exact. 8 și cu 5. Și de 28. Deci scădem din cât? Din 41. Din 41. Scădem pe... Ai spus tu mai repede 13 și este egal cu 28. Acum cele 28 sunt... Le despart în 3. Atunci hai să zicem nu 41, ci 40. Asta nu sunt 40. Mă adică am problema un pic, că 28 nu se împărțe exact în 3. De aceea am scăzut și spunem 40. Te rog să modifici și tu problema. 40 de lădiți au cules împreună. Ei, acum din 40 scădem pe 13, și cât ne dă? Deci... 48 scădem 13 și ne dă, ai spus tot bine. 27. Lădițe. 27? Acum, cele 27 sunt în mod egal acum. Da? 27 sunt în mod egal. Adică am transfundat de o parte cât au cules în cele
atenție, dând de o parte pentru Dana și dând de o parte pe Ana, au rămas 27. Aceste 27 de lădițe, da, sunt în mod egal. Trebuie să împărțim acum pe 27 în câte segmente verzi avem pe 27? În 3. Deci am scăzut surplusul, ne-a rămas 27 și pe 27 îl împărțim în 3. Împărțim la 3. Dar putem să facem mai multe moduri? Să terminăm modul ăsta, că dacă... Gata! Cât faci? 6. 6? 6 Ariona. Deci, de ce 6? 6 ori 3? 6 ori 3... 18. 18. Trebuie să facă 27. 3 ori cât fac 27? Ziua. 3 ori cât? 9! 9! 27, împărțim 3, iau cu 9. 9 lădițe... Lădițe... Angules... Ioana. Da? 27. 27 împărțit la 3. Egal? Egal cu 9 lădițe. Pentru cine? Lădițe pentru... Ioana, da? Lădițe pentru Ioana. Și dacă am găsit pe Ioana, acum hai să vedem cât are Dana. Dedesubt Dana, cât are? Păi gata! Cât înseamnă pentru Dana? 14! Sigur că da, cum am merge foarte bine. 9 plus 5 și egal cu 14. Și în sfârșit pentru Ana. Pentru Ana. Egal 14. Mă aștept. Da? Deci face 17. Pentru Ioana înseamnă 9 plus 8. Și egal cu 17. Vedițe. Hai să facem proba. Vedițe. Proba. Adică? Ce facem pentru a face? Pentru a... Proba. A dură pe ce vrei? În timpul? Da? E gata, da? Mai aveți, dar profesor trăinit. Ei, după cât facem sinteza și te pregătim pentru cealaltă lecție. Deci, 3... Iar vezi, face 40. E vorba de 14 și cu 17 și cu 9. Mâine e mare? Ce? Mâine e mare. Și cum ce ai? Algebra. Da, face acum. Face acum. E foarte tare. Foarte tare problema. Spune unde ți-a plăcut cel mai mult. Vreau să punctez. Unde ți-a plăcut ți problema cel mai mult? La Ioana, dar cea când a spus cu verde. Asta e. Deci surplusul tu l-ai văzut la 5 și 3. Dar este 5 și 3. Vezi că eu am comparat-o pe Dana, pe Ana cu Dana. Păi Dana avea cu 5 față de Ioana. Și de aceea tu trebuia să prinzi surplusul și înainte de a împărți. Îți propun să faci pentru... Într-adevăr, aici a fost problema cea mai frumoasă, cel mai interesant. Și îți propun să faci mâine, pentru mâine, o problemă, să compui tu o problemă în varianta asta. Deci ai înțeles? De compus o problemă în varianta cu Dana, Ioana și... Să vedem. Așa. Ne oprim aici. Haideți să vedem ce am făcut aici, în clipa asta. Metoda figurativă aici, că făcut segmente, da? Probleme. Probleme. Prin metoda figurativă. Figurativă. Deci probleme prin metoda figurativă. Așa încât urmărim, am rezolvat problema aceasta. Hai, Mario. La revedere, să nu uitați de like și share și să vă abonați la ProPolan. La revedere! La revedere! Da, adică pentru că...
Nu, 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 nu